Lubute, da? În primul moment când i-au pus coronița peste cap, au vrut să-i o pună lui Obreja, că nu știau care dintre ei e câștigătorul. Și Obreja fusese tot boxer. Da? L-au confundat pe Bute cu ăla. Cela era umbra lui Bute. Îl acaparase pe Lucian Bute, ăsta nici nu știa să deschidă gura. Bineînțeles, Bute, habar n-avea, nu știa să ducă în stânga, în dreapă, nu știa nimic. Deci, Breja îl conducea peste tot. Da? Vezi, fă aia, fă aia, las că mă duc eu, las că mă duc eu. Da? Îl acaparase pe ăsta exact cum făceau impresarii la fotbal cu jucători, care nu știau să îmbrace o haină. Nu știau să mănânce cu furculița. Ce să mai calculeze cu zerouă, cu impozite, cu... Și vedea, impresarul spunea, lasă-mă că mă ocup eu. Mă ocup eu. Sau 10%. 300.000 de euro îi lua pe lună. Tu din presar de ăsta unuia mai pricopsit. Își bătea joc pur și simplu de el. Dar e adevărat, ăla nu știa să numere. Atât era de prost. Da, așa și cu boxul. Și venea Obreja și practic când îi dădeau ăia banii de îi numărau lui Bute în față. Uite bă, da, un galben, doi galben, trei galben, îi băgau direct în buzunarul lui Obreja. Asta făcea. Cum să faci? Te duci tu să faci gala cu Obreja. În toate pozele în care apare Elena Udrea, îl vedeți și pe rudele Obreja pe lângă ea. Da? Deja, din momentul ăsta, sigur că toate beculețele trebuie să se aprindă. Obreja n-a făcut în viața lui nicio afacere clean, clean sheet. Adică unde să nu existe nicio pată. Există la el așa ceva. Sigur că el vrea să ne prezinte lucrurile cu totul. E normal. Ați auzit pe vreunul aici să spună, da, am furat de am rupt? Bun, a făcut-o vântul, da, asta cu spirit de glumă. Bineînțeles, și el râdea de străfundurile în care ajunsese și da seama că nu mai poate, că a tot intrat și ieșea la pușcărie, până l-am spus și el. Treaba mea e să fur și a voastră e să mă prindeți. Un fel de hoții și vardiști în curtea școlii. Da, până la vântul sau după el, încă n-am văzut pe niciunul să spună, da, domnule, am furat de am rupt. Singur regret am că n-am furat de 100 de ori mai mult. Da, după ce ies în pușcărie, vă promit că o să fac în continuare același lucru și acum că am mai multă experiență, vă rup în două. Așa o să fur. Toți au zis că sunt nevinovați. Și credeți că acum Obreja ce o să... O să mă ameniță cu moartea. Da, prin agoiță. Evident că lucrurile așa stau. Da, să-l salte, să-i dea 15 ani, nu contează motivul pentru care. Știe el mai bine rudele Obreja. Când o să ajungă la pușcărie, o să știe el foarte clar ce a făcut în viață. Deci înconjurându-te de astfel de oameni, evident că nu poți să ieși decât prost. Aba, ce spune, de exemplu, Ștefan Lungu? Că Elena Udrea îl încolțea să semneze tot felul de contracte. Elena Udrea a venit în fața acolo pe treptele alea, pe dalele alea amărâte de la DNA sau de la poliție, pe unde a mai fost ea, cu toți jurnaliștii față, să ne spună că acuzația care i s-a adus este că își căuta imagine. Da, sigur că era și asta. Evident, cine nu ia vid de imagine când vrea să devină președintele României? Sigur că o interesa imaginea, dar Elena Udrea nu știa cine e Lucian Bute. Sincer, ce, Elena Udrea văzuse meciurile lui Bute? Credeți că ea se scula la 4 dimineața să-l vadă pe Bute boxând la Montreal? Bineînțeles că nu, habar n-avea. A, pentru ea Bute a devenit interesant. Știa la ce categorie boxează Bute? Știa câte kilograme are Bute? Nu știa nimic despre box. Nu văzuse niciun meci de box în viața ei. Da? Când Bute a devenit însă un lucru de exploatat, ca o ramură de măslin, că nici aia nu știe să vorbească. Așa era și Bute. L-au luat ca pe un sac și au zis, mă, tu stai aici, că ne scoatem niște bani de pe urma ta. Îți mai dăm și ție, dă-te dracu. Se duce acasă să mai mănânci tu niște sarmale la măta. Dar aveți nimic de capul tău. Așa au fost toți boxerii săraci, manipulați de promotorii lor, cum se spune. De recuperatori, cum mi se spunea lui Obreja la noi. Dar doamna Udrea, sigur, a încercat să profite și ea. Încă o dată vă spun, ca să nu intră confuzii, ne păcălesc toți politrucii ăștia. Nu-i nicio scofală să-l aduci pe Bute să boxeze în țara lui odată. Nu trebuie să facem din asta acum